Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit. Sunt Diana Spătărel și vă prezint principalul buletin de știri al zilei. Iată câteva dintre subiectele ediției. Curtea Constituțională a început examinarea cererii guvernului privind constituționalitatea partidului Șor. Cum s-a desfășurat prima ședință, vedeți la știri. Un nou proiect de lege care va interzice purtarea panglicii bicolore va fi înregistrat în Parlament, anunță un deputat PAS. Iar poliția spune câte persoane vor fi sancționate pentru că la evenimentele festive din 9 mai au purtat simbolul negru-oranj. Partidul Acțiune și Solidaritate se va implica în organizarea și transportarea cetățenilor din țară la adunarea națională din 21 mai, iar guvernul a anunțat că va cumpăra din bani publici drapele pentru manifestare. Cod galben de îngheț pe final de primăvară. În ce parte a țării vor reveni temperaturile negative, vă spunem în curând. De persoane au încălcat legea atunci când s-au afișat cu panglica Sfântului Gheorghe în ziua de 9 mai, anunță poliția. Printre acestea sunt și persoane cu demnitate publică, dar și deputați. Legea este egală pentru toți și va fi aplicată de oamenii legii, spune guvernul. Iar socialiștii, unii dintre care au purtat ieri simbolul bicolor, declară că vor contesta în instanță toate amenziile. După evenimentele festive din ziua de 9 mai, poliția anunță că 180 de persoane au sfidat legea atunci când s-au afișat cu panglica Sfântului Gheorghe, interzisă în Moldova. În 16 cazuri au fost vizați oficiali, 9 dintre care sunt deputați. Încălcări au admis și 5 persoane cu demnitate publică din autonomia găgăuză, mai spune IGP. Au fost întocmite 15 procese verbale, înmânate 9 citații, iar 7 persoane au fost audiate. Încălcările se referă la utilizarea emblemelor, a steagurilor, a pancartelor sau altor materiale ce conțin simboluri, imagini ori texte cu un conținut obscen, discriminatoriu, fascist ori extremist, mai spun oamenii legii. Mesajul foarte clar și tranșant este că legea este egală pentru toți și va fi aplicată de oamenii legii. Asta înseamnă o democrație corectă, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului Daniel Vodă. Partidul Socialiștilor, în frunte cu Igor Dodon, care a purtat la piept simbolul negru-oranj, a declarat că intenționează să conteste în instanță toate amenziile aplicate de către poliție. Într-un comunicat de presă, socialiștii acuză poliția că a încălcat legislația. Nu avem nicio îndoială că toți șefii Ministerului Afacerilor Interne și reprezentanții poliției care au întreprins acțiuni ilegale cu ocazia Zilei Victoriei vor fi pedepsiți conform legii, susține PSRM, care insistă că au avut dreptul să poarte panglica atât timp cât acest lucru nu a justificat sau glorificat agresiunea militară și crimele împotriva umanității. Am cerut o reacție la acuzațiile socialiștilor de la ofițerul de presă al IGP Cristina Ababi, dar și de la purtătorul de cuvânt al MAI Olivia Melnic, dar deocamdată nu am primit un răspuns. În data de 9 mai însă, polițiștii care împărțeau avertizări și amenzi spuneau că se conformează legii, fără a menționa la ce articol anume fac trimitere. Oamenii însă își argumentau poziția prin faptul că panglica o poartă în semn de recunoștință și omagiu adus eroilor și făceau trimitere la decizia înaltei curți. De anul trecut, la inițiativa PAS, pe teritoriul țării este interzisă confecționarea, promovarea sau răspândirea panglicii Sfântului Gheorghe și a literelor Z și V, utilizate drept semne distinctive ale armatei ruse în războiul din Ucraina. Opoziția a contestat legea la Curtea Constituțională, iar judecătorii au decis că poliția trebuie să demonstreze dacă simbolul bicolor este utilizat în scopuri ilegale sau promovează agresiunea militară sau crimele împotriva umanității. Autoritățile și oamenii legii au declarat că decizia Curții Constituționale nu schimbă nimic și că vor fi aplicate amenzi celor care vor purta simbolul bicolor. Iar șeful IGP a spus că panglica poate fi purtată doar într-un singur caz, dacă aceasta face parte dintr-o medalie. Dacă ea nu este parte componentă a unei distincții, medalii, care poate fi cumva confundată, ea este interzisă, a explicat atunci Viorel Cernăuțeanu. Unii dintre cei vizați de poliție la evenimentele legate de 9 mai ne-au spus că vor contesta în instanță amenzile. Persoanele fizice care vor sfida legea pot fi sancționate cu amendă de până la 9.000 de lei, cele cu funcții de răspundere riscă amenzi de până la 18.000, iar persoanele juridice cu până la 30.000 de lei.
Un nou proiect de lege care va interzice purtarea panglicii bicolore va fi înregistrat în Parlament, a anunțat deputatul PAS Lilian Carp în cadrul emisiunii Rezumat de la Realitatea TV. Totodată, parlamentarul a calificat drept stranie și lipsită de logică decizia Curții Constituționale, care a declarat constituțională purtarea panglicii Sfântului Gheorghe dacă aceasta nu promovează agresiunea militară. Explicația Curții Constituționale că acest tip de panglic, alte simboluri și așa mai departe, pot fi purtate în condițiile când nu simbolizează, deci propriu-zis, expansiunea rusă din Ucraina, este absurdă, pentru că într-un fel sau altul orice persoană care poartă este foarte clar deci o persoană care susține deci Federația Rusă și deci agresiunea pe care o face în Ucraina. După logica dată, înseamnă că și cineva care poartă swastica fascistă, dacă o poartă pur și simplu de frumusețe și ca simbol de artă, în ghilimele, dacă putem spune așa, exact nu se încadrează, nu s-ar încadra deci în ceea ce privește susținerea extremismului și fascismului. Deci acest lucru nu este admis, nu poate fi admis. Deci această explicație pe care a dat-o Curtea Constituțională nu este logică. Contactați de postul nostru de televiziune, reprezentanții Direcției Relații Externe a Înaltei Curți ne-au spus că nu comentează declarațiile deputatului Carp. Amintim că anul trecut, la inițiativa PAS, a fost interzisă confecționarea, promovarea sau răspândirea panglicii Sfântului Gheorghe. Legea a fost contestată de deputații BCS, Adrian Lebedinski și Grigore Novac la ACC, care a decis că simbolul bicolor poate fi purtat dacă nu promovează agresiunea militară sau crimele împotriva umanității. Referindu-se la hotărârea Înaltei Curți, președintele Comisiei Juridice a Parlamentului, Olesea Stamate, a spus atunci că, deși magistrații au luat teoretic o decizie corectă, punerea ei în aplicare va fi un proces anevoios. În reacție, Curtea Constituțională a emis un comunicat în care menționa că judecătorii se bazează nu doar pe prevederile legii fundamentale al țării, ci și pe jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. În data de 9 mai, oameni de rând, dar și mai mulți politicieni, inclusiv deputați BCS și ai partidului Șor, au purtat panglica Sfântului Gheorghe. Ei au argumentat că panglica roșu-oranj nu este un simbol al războiului, dar un semn al recunoștinței și memoriei și nu are legătură cu evenimentele din Ucraina. Ședința Curții Constituționale, unde se examina astăzi sesizarea Guvernului Republicii Moldova privind verificarea constituționalității partidului politic Șor, a fost amânată pentru ziua de joi. Decizia a fost luată de Înalta Curte după ce reprezentanții formațiunii au declarat că nu au nevoie să facă cunoștință cu unele materiale aduse de reprezentantul Guvernului. Curtea Constituțională a respins totodată, în cadrul ședinței de astăzi, mai multe cereri înaintate de avocații partidului. Aceștia au cerut recuzarea președintelui Înaltei Curți, invocându-se legăturile cu PAS și șefului statului. Reprezentanții guvernului au spus că cererea nu este argumentată. Totodată, avocații partidului au cerut magistraților să verifice dacă apărătorii care reprezintă executivul au împuternicirile legale. Demersul la fel a fost respins. Întrebați dacă vor fi remunerați din bugetul de stat, apărătorii executivului au evitat să spună, făcând trimitere la legea cu privire la avocatură, care protejează avocații și informație legată de relațiile cu clientul, inclusiv asupra onorariilor, condițiilor de plată. Pentru postul nostru de televiziune, reprezentanții guvernului au declarat că pentru serviciile lor, avocații vor primi circa 160.000 de lei. Potrivit avocatului partidului Șor, Vadim Banaru, președintele Curții Constituționale, Nicolae Roșca, a fost avocat al PAS și candidat al acestei formațiuni la alegerile parlamentare din 2019. De asemenea, spune apărătorul, Roșca este asociat și cu unul dintre avocații care reprezintă interesele guvernului la ședința Înaltei Curți. Apărătorii au prezentat și probe, inclusiv video, care ar demonstra afilierea politică a noului președinte al Curții, Nicolae Roșca. Din imagini se vede cum acesta ar fi participat acum câțiva ani la un protest organizat de PAS în fața judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.
Într-un alt video, Nicolae Roșca a apărut în calitate de avocat al președintelui Maia Sandu. Un alt argument invocat de avocați este că fiica președintelui Curții Constituționale a fost numită la începutul lunii aprilie în funcția de consilieră a Maiei Sandu pentru afaceri externe și comunicare strategică. Astfel, din aceste motive, spune Banaru, judecătorul Nicolae Roșca ar trebui să fie înlăturat de la examinarea cazului. Președintele Curții Constituționale, judecătorul Nicolae Roșca, a fost unul dintre membrii fondatori ai Partidului Politic PAS, având statut de membru al biroului permanent și juristul Partidului Politic PAS. Nicolae Roșca a candidat la alegerile parlamentare din 2019 din partea blocului electoral acum Platforma DA și PAS sub numărul 27 din listă. Domnul judecător Nicolae Roșca a fost membru activ al Partidului de Guvernare PAS, care este principalul autor și promotor al sesizării examinate astăzi de Înalta Curte. De cealaltă parte, reprezentantul guvernului, avocatul Eduard Digore, a spus că cererea de recuzare ar trebui să fie respinsă pentru că este de natură politică. Considerăm această cerere neinspirată, neîntemeiată, neprobată și, în afară de aceasta, cu caracter politic. Aceasta conține foarte multe argumente de ordin politic. Cu siguranță aceasta se face cu alt scop și nu se concentrează pe motivul recuzării. Cerem respingerea acestei cereri ca fiind neîntemeiată, neprobată și nefondată. Președintele Înaltei Curți a confirmat relațiile cu Eduard Digore, dar și faptul că a apărat anterior interesele șefului statului, precizând că informația este cunoscută publicului. Aș fi fost într-o grupă de avocați împreună cu domnul avocat Digure, da, într-adevăr, începând cu 1993 până în 2019 am avut calitatea de avocat și în 2014-2015 am fost membru a Consiliului Uniunii Avocaților împreună cu domnul Digure. Dar doar ca în calitate de avocat. A doua precizare, care vreau să poate mai puțin a fost mediatizată, care a menționat-o domnul avocat, că aș fi fost avocatul Maiei Sandu, da, confirm, într-a doua jumătate a anului 2018, prima jumătate a anului 2019, am avut calitatea de avocat într-un proces civil de apărare a onoarei și demnității și reputației profesionale înaintate de doamna Maia Sandu împotriva președintelui Partidului Politic Șor, domnului Ioan Șor. Ulterior, magistrații au intrat în deliberări, iar după 2 ore, demersul privind recuzarea lui Nicolae Roșca de la examinarea cauzei a fost respins de Curtea Constituțională. După pronunțarea deciziei, apărătorii formațiunii au solicitat audierea mai multor persoane, printre care a președintelui Maia Sandu, a premierului Dorin Recean, precum și a președintelui Parlamentului Igor Grosu, dar și a altor deputați PAS pe cazul cererii de scoatere în afara legii a Partidului Șor. Se întâmplă după ce, de mai multe ori, oficialii au adus învinuiri în adresa formațiunii politice. Totodată, apărătorii formațiunii au solicitat efectuarea unei expertize judiciare independente internaționale care să demonstreze dacă Partidul Șor a îndemnat la violențe. De cealaltă parte, avocații care reprezintă guvernul consideră că aceste demersuri sunt neargumentate și că se urmărește scopul de a tergiversa examinarea cauzei. Tot în debutul ședinței, avocatul formațiunii a cerut magistraților să verifice dacă apărătorii care reprezintă executivul au împuternicirile legale. În viziunea noastră, pentru ca colegii avocați să fie admiși în calitate de reprezentanți ai guvernului, urma să fie emisă o hotărâre de guvern. Cer să fie respinsă cererea reprezentanților Partidului Șor. Potrivit codului jurisdicției constituționale, în rată curte, părțile în procesul fața Curții Constituționale pot participa prin organele sale,
sau eventual pot fi reprezentați în bază de procură de către avocați. Noi, onorată curte, am prezentat actul solicitat de Codul Jurisdicției Constituționale, singurul act care solicitat potrivit legii. Acesta ne conferă toate împuternicirile pentru a reprezenta guvernul în fața curții. În alta curte a respins demersul înaintat de avocații partidului Șor. Apărătorii formațiunii au întrebat reprezentanții guvernului dacă vor fi remunerați din banii publici. Aceștia însă au făcut trimitere la legea cu privire la avocatură, care protejează avocații și informația legată de relațiile cu clientul său, inclusiv asupra onorariilor, condițiilor de plată. Contactat de noi, purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Voden, a spus că autoritățile promovează transparență și resping acuzația că contractul care apără interesele guvernului a fost secretizat. Guvernul, prin procedura legală de contractare directă de mică valoare, face uz de serviciile companiei de avocatură curente, iar contractul de asistență juridică constituie circa 160.000 de lei, a precizat purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Vodă, pentru postul nostru de televiziune. Guvernul a depus la sfârșitul anului trecut o sesizare prin care a cerut verificarea constituționalității partidului Șor. Autorii documentului au argumentat solicitarea prin faptul că în toate activitățile de până acum, formațiunea politică a acționat în contradicție cu principiile statului de drept, punând în pericol suveranitatea și independența Republicii Moldova. Partidul Șor a declarat anterior că intenția de scoatere a sa în afara legii înseamnă lezarea drepturilor alegătorilor care și-au dat votul pentru Partidul Șor, precum și un atentat la pluralismul de opinie. Partidul Șor a demonstrat de-a lungul timpului că este una dintre puținele, dacă nu chiar singura formațiune, care a apărat consecvent principiile constituționale, se spunea într-un comunicat publicat anterior. Și experții Comisiei de la Veneția spuneau anul trecut că declararea neconstituțională a unui partid politic reprezintă o ingerință în dreptul la libera asociere și întruniri, protejat de articolul 11 al Convenției Europene a Drepturilor Omului și va fi egală cu interzicerea acestui drept. Comisia de la Veneția a mai stabilit că declararea neconstituțională a unui partid, în absența unor dovezi evidente și plauzibile de acțiuni antidemocratice, care ar reieși direct din programul său, din activitatea acestuia, constituie o violare a articolului 11 al Convenției Europene a Drepturilor Omului. Reprezentanții puterii susțin însă că au suficiente argumente pentru scoaterea partidului Șor în afara legii. Partidul Acțiune și Solidaritate se va implica în organizarea și transportarea cetățenilor din țară la adunarea națională din 21 mai. Despre acest lucru a anunțat deputatul PAS Vitalie Jacot în cadrul unei emisiuni de la TV8. Mai mult, potrivit parlamentarului, pentru cei veniți de departe, autoritățile trebuie să asigure hrană, apă, cât și lucruri de igienă. Acesta nu a precizat însă din ce surse financiare va fi organizat evenimentul. Între timp, guvernul a anunțat că va cumpăra din bani publici apele ale Uniunii Europene și ale Moldovei pentru manifestare. Potrivit lui Vitalie Jacot, de agenda adunării naționale Moldova-Europeană din 21 mai se ocupă guvernul, inclusiv Cancelarea de Stat, iar PAS va ajuta doar cu partea logistică. PAS-ul, ca un partid responsabil, încearcă să ajute acei cetățeni care vor să vină, dar nu au posibilități din vari motive, deci noi încercăm prin anumite metode să favorizăm apariția lor în piață. O să organizați transport, autobuze, microbuze? Bine, la anumite compartimente o să venim și cu un suport, logistic, despre asta discutăm. Au fost întreprinse, luate careva decizii în acest sens, acum le discutăm cu organizațiile locale din raioane, fiindcă
pentru, de exemplu, raionul Anenii Noi este mult mai simplu pentru orice om decât pentru cineva din Edinița sau Briceni sau Ocnița, da? Adică pur logistic. La nivel de timp, la nivel de a veni aici pe câteva ore pentru cineva din Aneni, nu necesită hrană, apă și așa mai departe. Niște lucruri elementare de igienă sau de ceva. Pentru cineva care vine de departe, logistica capătă un alt... Întrebat dacă nu există riscul ca mijloacele de transport pline cu oameni să fie stopate de polițiști, așa cum s-a întâmplat în cazul protestelor din ultima perioadă, parlamentarul a dat de înțeles că nu vor exista motive pentru asta. Poliția atunci la protestele șor a stopat acele autobuse, acele mijloace de transport care nu erau acreditate, care nu aveau documentația în ordine, deci acele care au prezentat toate documentele au fost lăsate să plece mai departe. Totuși, deputatul a ținut să precizeze că evenimentul din 21 mai este unul apolitic. Niciun lider al formațiunilor politice nu va urca în scenă. Asta este decizia comitetului organizatoric. Deci va urca doamna președinte, formatori de opinii, deci anumite, știu eu, reprezentanți ai anumitor pături a societății, aceeași societate civilă, reprezentanți, eu știu, ai business-ului. În data de 10 aprilie, președintele Maia Sandu a chemat moldovenii la Adunarea Națională Moldova-Europeană, care se va desfășura la Chișinău. Potrivit șefului statului, evenimentul are drept scop ca cetățenii să spună întregii lumi că sunt europeni, iar UE este calea aleasă de ei. Ulterior, în cadrul unei emisiuni de la ProTV, Sandu a declarat că de organizarea evenimentului se vor ocupa toți cei care sprijină aderarea țării noastre la UE, în special autoritățile, atât cele centrale, cât și cele locale. Cancelarea de stat a emis și o circulară prin care a solicitat ca primarii să informeze cetățenii despre desfășurarea Adunării Naționale Moldova-Europeană. Totodată, instituția le-a recomandat ca în acea zi să fie arborat drapelul Republicii Moldova alături de drapelul Uniunii Europene. Iar la o emisiune de la Jurnal TV, președintele țării a spus că echipa sa se ocupă de organizarea evenimentului și a precizat că guvernul va contribui cu partea logistică. Miercuri 10 mai, după ședința guvernului, purtătorul de cuvânt al instituției, Daniel Vodă, a confirmat faptul că se cheltuie bani publici pe organizarea evenimentului din 21 mai, care va avea loc la inițiativa Maiei Sandu în Piața Mare Adunări Naționale. Vodă a precizat că Ministerul Culturii trebuie să dea indicații pentru producerea mai multor drapele ale Republicii Moldova și UE, care vor fi utilizate în acea zi, apoi vor fi transmise primăriilor din țară. Mai mult, guvernul anunță că a expediat invitații formale tuturor primarilor, iar în scurt timp autoritățile vor lansa și site-ul evenimentului, dar și o campanie de promovare la radio și televiziune. Săptămâna trecută, primarul municipiului Chișinău, Ioan Ceban, a publicat pe o rețea de socializare mai multe imagini cu un pretins plan de organizare al PAS pentru Adunarea Națională Moldova-Europeană. În documentele prezentate ar fi indicat numărul persoanelor care ar urma să ajungă organizată din raioane în Piața Mare Adunări Naționale, dar și sumele alocate pentru transportarea acestora, fiind vorba de aproximativ 500.000 de lei. Edilul a solicitat implicarea Centrului Național Anticorupție și a Comisiei Electorale Centrale. De asemenea, el a îndemnat procuratura să investigheze acest caz. În replică, PAS a spus că Ion Ceban încearcă să distragă atenția de la scandalurile de corupție din primărie. Procurorii au schimbat măsura preventivă pentru șeful Direcției Generale și Asistență Socială și Sănătate din cadrul primăriei Chișinău. Astfel, Boris Gâlca nu mai este plasat în arest la domiciliu, însă are interdicție de a părăsi municipiul Chișinău. Totodată, în privința juristului din aceeași direcție, judecătoria Chișinău cu sediul Ciocana a decis plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Procurorii anticorupție susțin că vor contesta hotărârea pe care o consideră neîntemeiată. Săptămâna trecută, angajații Centrului Național Anticorupție au efectuat percheziții la Direcția Sănătate a Primăriei în cadrul unui dosar de delapidare de bunuri achiziționate din fonduri externe și bugetare destinate refugiaților din Ucraina. În urma descinderilor, Boris Gâlcă, șeful direcției, a fost reținut pentru 72 de ore, ulterior fiind eliberat din izolatorul CNA. Mai târziu, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că Gâlcă a depus cerere de demisie. Șeful CNA, Iulian Rusu, a menționat într-o conferință de presă că în dosar figurează 11 persoane, dar urmează să analizeze probatoriul care a fost ridicat în urma perchezițiilor pentru a stabili dacă mai sunt și alți oameni implicați. Muzica.
Un tren de călători a luat foc în această dimineață în județul Cluj din România. În vagoane se aflau 100 de pasageri care au reușit să iasă, întrucât garnitura staționa în momentul în care a izbucnit incendiul. Potrivit pompierilor, flăcările ar fi pornit de la o defecțiune la compartimentul motor. O comisie de cercetare urmează să stabilească toate cauzele care au generat degajarea de fum. Potrivit pompierilor, apelul de urgență în care se anunța că arde o garnitură în halta din Macău, județul Cluj din România, a fost înregistrat în jurul orei 6. Cei 100 de pasageri care se aflau în garnitură s-au autoevacuat până la sosirea serviciilor specializate. Niciunul dintre ei nu a solicitat îngrijiri medicale, a transmis Inspectoratul de Urgență Cluj. Potrivit pompierilor, cel mai probabil incendiul a pornit de la o deficiență la compartimentul motor. Și CFR Călători a emis un comunicat în care a precizat că este vorba despre trenul Oradea-Cluj, iar mecanicul, după ce a apelat la 112, a acționat cu extintoarele din dotare pentru a elimina efectele degajării de fum. Ulterior, ajuns și la fața locului, pompierii au lichidat flăcările. Compania informează că trenul și-a continuat traseul cu o locomotivă de ajutor. Cauzele care au generat degajarea de fum vor fi stabilite de comisie de cercetare, mai precizează CFR Călători. Potrivit News.ro, acum o săptămână, într-o conferință de presă, directorul general al CFR Călători, Traian Preotasa, a declarat că nu vor mai fi incidente pe calea ferată, deoarece instituția pe care o conduce este creată să asigure în primul rând securitatea călătorilor și a angajaților. Astfel, funcționarul a răspuns la întrebarea jurnaliștilor din România care s-au interesat dacă să se aștepte la mai multe incidente feroviare, având în vedere că începe sezonul estival. Se întâmplă după ce la mijlocul lunii martie 12 persoane au fost rănite după ce un tren accelerat care circula pe ruta Arad-București-Nord a lovit un marfar plin cu mașini. Iar în data de 23 martie, în urma altui accident feroviar produs în gara din Galați, o persoană a murit și trei au fost rănite după ce o locomotivă a intrat în viteză într-un vagon de călători. Atac cu cuțitul la un orfelinat din Polonia. Un tânăr de 19 ani a înșunghiat o profesoară și mai mulți copii. O fată de 16 ani a murit. Se presupune că tânăra decedată avea relații amoroase cu agresorul și l-a lăsat să intre noaptea pe fereastra din odaia sa, scrie presa locală. Potrivit presei din regiune, în momentul atacului în orfelinatul din Tomislavce, Polonia, se aflau 13 persoane. O fată de 16 ani a murit, 9 persoane au fost rănite, iar 5 au fost internate în spital. Printre răniți este și o profesoară. În stare gravă se află un copil de 13 ani care a fost înșunghiat și a suportat o intervenție chirurgicală. Anchetătorii verifică relația dintre suspect și fata omorâtă, dar și modul în care acesta a reușit să intre în orfelinat. Atacatorul ar fi fost lăsat să intre noaptea printr-o fereastră de către victimă, după care între cei doi s-ar fi iscat o ceartă, în timpul căreia tânărul de 19 ani a atacat-o. Versiunea însă nu este confirmată deocamdată de către oficiali. Agresorul a fost reținut la o oră după tragedie. Potrivit purtătorului de cuvânt al poliției, tânărului i-au fost prelevate probe de sânge pentru a vedea dacă în momentul atacului se afla sub influența drogurilor. Oamenii lege cercetează circumstanțele incidentului. Cazul a ajuns în vizorul ministrului polonez al familiei, care a scris un mesaj pe Twitter în care anunță că subalterni de-ai săi au mers la fața locului, iar copiilor și angajaților orfelinatului li se acordă asistență psihologică. Procurorul pe caz spune că acuzațiile vor fi aduse în 48 de ore pentru infracțiunea de omor, precum și de tentativă de omor sau vătămare corporală a altor persoane. De asemenea, se verifică dacă orfelinatul a acționat în conformitate cu procedurile pentru a asigura securitatea copiilor. 8 copii au pus pe jar un sat întreg. Este vorba de cel puțin 7 case din Lozovo, Strășeni, care au fost jefuite în ultimele 2 săptămâni de către un grup de minori, anunță poliția. Oamenii legii spun că i-au identificat pe făptași. Aceștia au vârste cuprinse între 8 și 13 ani. Oamenii legii întreprind toate măsurile de rigoare, fiind sesizată administrația publică locală și organele competente, care urmează să se întrunească în cel mai scurt timp într-o ședință multidisciplinară cu implicarea părinților acestor minori. În vederea identificării soluțiilor optime pentru înlăturarea factorilor și riscurilor comiterii unor fapte similare. Întrucât acești minori au vârsta de până la 14 ani, pentru faptele acestora urmează să fie atrași la răspundere părinții acestora.
Potrivit poliției, copiii acționau pe timp de zi și furau din case în mare parte produse alimentare, dar și alte bunuri, cum ar fi telefoane mobile sau bani. Totodată, oamenii legii spun că toate cazurile sunt înregistrate și documentate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Guvernul va aloca din fondul de rezervă 5,8 milioane de lei pentru a efectua lucrări de renovare și construcția liniilor electrice. Acestea fac parte din pregătirile pentru summitul Comunității Politice Europene, care va avea loc în 1 iunie. Potrivit ministrului Energiei, suma va fi acordată întreprinderii Mold Electrica, inclusiv pentru procurarea echipamentelor necesare în vederea evitării unei pene de curent în timpul evenimentului, la care sunt așteptate aproximativ 50 de delegații europene. Banii vor fi utilizați pentru proiectarea traseelor electrice, buna organizare a summitului și pentru încadrarea în circuit a generatoarelor și dispozitivelor de alimentare cu curent. Am încercat să aflăm de la guvern în ce situații se pot aloca bani din fondul de rezervă, precum și pentru ce erau destinate aceste surse financiare, dar și purtătorul de cuvânt al instituției, Daniel Vodă, nu ne-a răspuns la mesajul expediat anterior. Anterior, executivul a anunțat despre alocarea 6,5 milioane de lei pentru proiecte de infrastructură necesare pentru pregătirea și organizarea summitului în Moldova. Se deplasa în stare de ebrietate și fără permis de conducere. Este isprava unui șofer de 26 de ani care a fost oprit de inspectorii de patrulare după ce a observat că acesta conducea haotic pe o stradă din satul Răzeni, raionului Ialoveni. În timpul discuțiilor cu el, polițiștii au simțit miros puternic de alcool și i-au propus să fie testat cu aparatul Drager, care a arătat că tânărul avea o concentrație de 0,52 de miligrame per litru de vapor de alcool în aerul expirat. A servit, ați băut alcool? Da. Cât a servit? O leacă. O leacă, da? Automobilul acestuia a fost dus la parcarea specială, iar oamenii legii au deschis un dosar penal pentru conducerea în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat. Cod galben de îngheț anunță serviciul hidrometeorologic de stat valabil pentru raioanele de nord ale țării. Alerta a fost emisă pentru noaptea aceasta și până în dimineața zilei de 11 mai. Se prevăd înghețuri de minus 1, minus 2 grade la suprafața solului. Meteorologii atenționează că este posibilă vătămarea butonilor florilor și rodului la culturile pomicule și a mugurilor desfăcuți și inflorescențelor la vița de vie a plantelor răsărite, cum ar fi porumbul sau fasolea și a răsadului de legume. Specialiștii recomandă utilizarea metodei fumigației, care diminuează scăderea temperaturii în orele matinale, folosirea irigării, ventilarea aerului și încălzirea directă a aerului cu ajutorul unor instalații speciale emițătoare de radiații infraroșii. Moldova nu va impune deocamdată restricții temporare asupra importurilor de cereale din Ucraina. În schimb, pentru a sprijini producătorii agricole autohtoni, acestora vor fi alocate suplimentar 100 de milioane de lei pentru subvenții. În plus, guvernul va monitoriza îndeaproape fluxul de cereale și oleaginoase importate în Republica Moldova, din Ucraina, pentru a interveni în orice moment. Astea sunt rezultatele întâlnirii de astăzi dintre premierul Dorin Recean și producătorii agricoli, la care reprezentanții asociațiilor agricole au încercat să convingă guvernul să impună un embargo asupra importului de cereale ucrainene. Premierul Dorin Recean a invitat reprezentanții asociațiilor de producători agricoli la o ședință de lucru pentru a discuta problema legată de introducerea restricțiilor la importul de cereale din Ucraina. Până la întâlnire, reprezentanții Asociației Forța Fermierilor au declarat pentru Orizont TV că nu toți în cadrul guvernului sunt pentru introducerea acestui embargo, asupra căruia insistă ministrul Agriculturii Vladimir Bolea. Iar în cadrul întrunirii cu premierul, fermierii au argumentat de ce ar trebui restricționat cât mai curând importul de cereale din Ucraina. Я понимаю, что оно непростое в нынешнем
Eu înțeleg că decizia nu este simplă în contextul geopolitic actual. Nu toată lumea înțelege cât de dificilă este situația în agricultură și poate unora le pare această măsură excesivă. Din păcate, nu toată lumea înțelege că falimentul fermierilor moldoveni nu va ajuta mult războiul corect purtat de Ucraina. În cadrul întâlnirii cu Dorin Recean, fermierii au adus mai multe argumente de ce ar trebui introdus cât mai curând embargoul la importul de cereale din Ucraina. Dacă cele cinci țări vecine au introdus interdicția, iar noi nu o vom face, atunci această producție, ca apa care caută mereu o crăpătură, va umple chiar și Moldova mică. Și ne-am putea trezi în situația în care, cu câteva săptămâni până la recoltare, toate depozitele, toate elevatoarele vor fi pline și fermierii nu vor avea unde să depoziteze producția care se preconizează a fi mult mai mare în acest an decât anul trecut. Al doilea argument sunt prețurile scăzute la cereale, care s-au format datorită importurilor masive din Ucraina. Potrivit lui Alexandru Slusari, producătorii agricoli sunt nevoiți să-și vândă producția cu mult sub sinecost. Dar mă tem că limita încă nu a fost atinsă, pentru că dacă restul țărilor au închis piața, ne putem aștepta ca Ucraina să reducă și mai mult prețul și ne putem aștepta că prețul în Moldova va scădea în continuare, ceea ce ar fi un dezastru total pentru fermieri. Cel de-al treilea argument este posibilă creștere a reexportului, adică atunci când mai multe țări UE au închis piața pentru cerealele ucrainene, acestea vor fi importate în UE sub forma cerealelor moldovenești, în detrimentul producătorilor agricoli autohtoni. Înainte de ședința la guvern, reprezentanții asociațiilor agricole au spus că acum se pierde timp prețios pentru a convinge factorii de decizie că falimentul fermierilor mici și mijlocii din Moldova nu va aduce Ucrainei niciun avantaj în condițiile războiului lui de pe teritoriul ei. La rândul lor, reprezentanții guvernului au spus că decizia care se va lua în această problemă va ține cont de interesele tuturor părților. În spațiu public au fost mai multe informații legate de subiectul cerealelor. La etapa actuală sunt continuate discuții pe platforma autorităților, Ministerul de Resort, Ministerul Agriculturii, Guvernul, fermierii sunt în comunicare activă. Cu siguranță vor fi identificate soluții care să fie în beneficiul tuturor părților implicate. Autoritățile au un singur mesaj, deciziile pe care le ia executivul reiesc din interesul țării noastre și din interesul fermierilor pe care îi reprezentăm. Discuțiile în guvern au durat aproape 3 ore. La final, după cum a declarat ministrul Agriculturii Vladimir Bolea, s-a decis că Moldova deocamdată nu va impune restricții temporare la importurile de cereale din Ucraina. Potrivit acestuia, guvernul va monitoriza îndeaproape fluxul de cereale și oleaginoase importate în Moldova din Ucraina pentru a interveni în orice moment. De exemplu, când va apărea amenințarea că depozitele și elevatoarele din Moldova se vor umple cu cereale ucrainene. În plus, atunci când se vor face modificări la bugetul de stat, vor fi alocate suplimentar 100 de milioane de lei pentru subvenționarea producătorilor agricoli. Am încercat să aflăm poziția asociațiilor de profil cu privire la această decizie, dar nu am primit răspuns la telefon. La sfârșitul săptămânii trecute, ministrul Agriculturii Vladimir Bolea i-a comunicat omologului său ucrainean Nicolae Solski intenția Chișinăului de a se alătura deciziei UE privind interdicția temporară a importului de grâu, porumb, rapiță și floarea soarelui din Ucraina pentru protecția fermierilor moldoveni. Kievul a reacționat drastic la această decizie. Chiar a doua zi, Ucraina a amenințat cu interzicerea importurilor din Moldova dacă autoritățile de la Chișinău vor restricționa importul de cereale și oleaginoase din țara vecină. Iar Asociația Forța Fermierilor a amenințat cu proteste în toată țara dacă săptămâna aceasta executivul nu va decide asupra interzicerii temporare a importurilor de cereale din Ucraina, după exemplul Uniunii Europene. Organizația afirmă că din cauza diferenței de prețuri, agricultorii au înregistrat pierderi de cel puțin 2 miliarde de lei la vânzarea grâului, porumbului, a semințelor de floarea soarelui și a rapiței. După cum a declarat Alexandru Slusari pentru Orizont TV, producătorii agricoli sunt la limită, dar acum sunt ocupați cu semănatul de primăvară, care se va încheia la sfârșitul lunii mai. După asta vor fi luate decizii cu privire la pașii următori. Republica Moldova s-a calificat în finala Eurovision 2023. Astfel, piesa Soarele și Luna, interpretată de Pașa Parfeni, reprezentantul țării noastre la concurs în acest an, va răsuna pe scena din Liverpool în data de 13 mai, atunci când va avea loc finala.
evoluția spectaculoasă Pașa Parfeni într-o postare publicată pe Facebook le-a mulțumit tuturor celor care au susținut Republica Moldova în prima semifinală a Eurovision. Toată dragostea și recunoștința de la mine și echipa mea pentru cei care au votat pentru Moldova, a scris artistul. Primele 10 țări care s-au calificat în etapa finală a concursului Eurovision 2023 sunt Croația, Moldova, Elveția, Finlanda, Cehia, Israel, Portugalia, Suedia, Serbia și Norvegia. A doua semifinală va avea loc joi, iar marea finală a concursului este programată pentru sâmbătă. În ediția din acest an participă 37 de țări. Moldova este prezentă în concurs din anul 2005. În 2017 a obținut cel mai bun rezultat după ce Sunstroke Project cu piesa Hey Mama s-a clasat pe locul 3. Eurovision 2022 a fost câștigată de Ucraina, reprezentată de Kalush Orchestra cu piesa Stefania. Doamnelor, domnilor, acestea au fost principalele evenimente ale zilei. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită vă doresc!